Bună ziua! După cum a fost anunțat, azi avem un live, eu împreună cu doamna Larisa Stratu, referitor la frumusețe, cum o putem influența. La mine aici se aude un sunet. Imediat vine și doamna Larisa. Și vom putea continua. Așa, să vedem. Așa. Așa, doamna Larisa se conectează tot. Bine. Bună ziua. Bună ziua, salutare Dorina. Salutare. Ajustez un pic camera, așa, totul este bine, se vede, parcă cred eu că se vede bine. Da, așa da. Parcă lumina este suficientă, da? Da, eu pot să corectez un pic aici. Eu doar o secundă închid geamul la mine, aici este gălăgie un pic de afară. Să fim bine, așa, gata, este totul. Da, așteptăm să se conecteze și partenerii noștri, pentru că astăzi vom avea o temă foarte interesantă pe care o vom aborda la live-ul nostru. Salutare, să vedem cine este cu noi. Salutare, Anastasia. Un pic. Da, mai așteptăm un pic să se, da, să mai conecteze partenerii noștri. Cum a început anul nou școlar, da, Dorina? Da. Eu cred că atâtea emoții am avut și părinții și copiii anul acesta, chiar dacă fetița mea nu este deja clasa 1. Am avut foarte mari emoții. Ea, de fapt, azi a mers prima zi la școală. Ieri nici nu ne-au spus că stăm acasă, fiindcă ieri au mers doar clasa 1, 5, așa, 9. Și azi, de fericită, a mers dimineața la școală. În sfârșit, s-au întâlnit cu colegii. Chiar este o necesitate. Socializarea și comunicarea cu cei de aceeași vârstă, cu aceleași interese. Este foarte important. Da, știu. Da, desigur. Eu mă gândesc că este o sărbătoare cu mult mai mult pentru mai mare sărbătoare pentru copiii care merg la școală, atât de dornici de socializare, da. Dornici să-și revadă prietenii, dornici să mai pună la cale noi șotii pe care neapărat. Să... Da, chiar dacă sunt restricții de distanță de un metru, oricum se poate de organizat. Da, exact, copiii sunt foarte ingenioși, da. Dar în această direcție. Dar asta este și corect, fiindcă, de fapt, școala nu este doar pentru a primi informații nouă, da? Noi, ingineri, trebuie să atragem atenția ce ține de educația emoțională, de cum conversăm, la nivel de conversații, dialog, avem foarte multe lacune și noi maturi și copii, foarte dificil ne exprimăm. Și dacă mai stăm izolați un pic, o să fie și mai dificil. Chiar mă bucur că este posibilitatea de a ieși în live, de a discuta cu un număr și mai mare de persoane. Noi vedem chiar și după numărul de comentarii pe care le primim în live-urile noastre, sunt chiar foarte puține, fiindcă atingem teme destul de importante care interesează un număr larg de persoane. Și atunci când mă întâlnesc personal, primesc și întrebări și comentarii și tot, dar în live este momentul ăsta de reținere. Dar eu cred că este un moment de pregătire, atât din partea noastră pentru a ieși în afară, da?
cât și a publicului de a intra în conexiune cu noi și a adresa întrebări. De aceea chiar vă rog, cei care sunteți acum în live, adresați întrebări, fiindcă este dialog și este mult mai bine. Desigur, și pe noi ne interesează și ne interesează și întrebările voastre și părerile voastre la tema care o vom aborda astăzi și încă o dată vreau să vă să menționez că astăzi împreună cu noi este Dorina Popa, care este Wellness Ambassador și brand partener Oriflame. Dorina este așa un adept înflăcărat al stilului de viață wellness, stilul de viață sănătos, cunoaște extraordinar de bine toate produsele categoriei wellness și cu multă pasiune promovează și dezvoltă afacerea de asemenea prin gama produselor wellness. Și vreau să vă spun că împreună cu Dorina vom vorbi la o temă care întotdeauna este actuală. Tema, să zicem, tema de frumusețe. Da, fiecare o percepe în felul lui, fiecare persoană o înțelege în felul lui, dar noi avem o viziune aparte a frumuseții, pentru că pentru noi ce înseamnă frumusețea este și evident că felul cum arăți este și felul și modul cum te simți. Da? Și de asemenea, când vorbim cum te simți, este și starea ta fizică, cât de ești plin de energie, de forțe și desigur cât ești de împlinit tu prin realizările tale. Și astăzi noi vom vorbi despre un produs wellness și vreau mai întâi să chiar să așa, vrea prima întrebare, Dorina, să o ofer publicului nostru, spectatorilor, cei care ne urmăresc. Scrieți, vă rog, dacă da, dacă ați știut ce impact are așa un adică, hai să vorbim la general, antioxidanții, ce impact au ei asupra frumuseții și sănătății. Dacă ați știut, da. Dacă nu, urmează mai departe să discutăm această temă. Dați-ne de știre. Pentru că, într-adevăr, este o temă foarte interesantă și o să aflați lucruri noi astăzi de la noi. Oricum, dacă nu, acum urmează să dați, da, să discutăm pe parcurs, pentru că noi, într-adevăr, vrem ca să facem un dialog. De obicei, Dorina, cum se întâmplă, așa când apare vreo problemă de sănătate, noi alergăm la medic și poate nu din prima alergăm la medic, da? Dar o mai întindem un pic și atunci când simțim că ajunge, da, ceva nu merge bine, alergăm. Dar totodată trebuie să înțelegem că organismul nostru are și el așa biomarkerii lui, dacă putem să-i numim așa, care ne semnalizează că ceva în organismul nostru nu merge bine. Da? Și aș vrea să începem cu aceasta, să vedem, da, care sunt acele semnale care ne le oferă biomarkerii organismului nostru, la care trebuie să fim atenți și să ne punem așa careva întrebări. Da, de ce anume au apărut simptomele acestea? Cu adevărat, corpul nostru ne oferă diferite semnale, fiindcă el este așa construit. În primul rând, alimentează organele vitale, da? Creierul, inima, plămânii. Și ceea ce numim noi frumusețe, da? Exteriorul, părul, unghiile, pielea, pentru corpul nostru nu au o valoare atât de importantă, de aceea pentru el asta nu contează. Vom avea noi păr sănătos și lucitor sau nu. Pentru el contează ca nutrienții atunci când îi primim, da, prin alimentație, să fie asigurate, cum am spus, organele vitale, să poată funcționa în ordine. Și corect am spus noi, pentru noi, oamenii, contează aspectul exterior și atunci când apare părul este lipsit de viață, uscat, fire despicate, cade părul, pielea uscată, unghiile fragile, astea sunt semnale nu din cauza să merg la cosmetolog, să-mi fac unghii false, da? Sau să merg să-mi fac nu știu ce proceduri pentru păr. Da, putem să facem și asta, nu neg, dar asta nu rezolvă problema din cauza care a apărut această situație. Da? Și dacă să vorbim despre antioxidanți, în natură, da, lumea vie,
antioxidanții peste tot au oferă acea culoare, da, că ei sunt carotenoizi, da, flavonoizi, sunt acel pigment care oferă culoare fructului sau legumii. De aceea și vorbim mereu despre alimentație echilibrată și recomandăm să fie legume de diverse culori. Da? Minimum trei culori. Da, și nu este doar la nivel de vizual să fie plăcut, fiindcă noi știm că noi inițial mâncăm cu ochii, după care mâncăm mâncarea din farfurie. Dar este important să, prin flavonoizi și carotinoizi care sunt în acele fructe și legume, primim nutrienții necesari. Și de asta este foarte important, antioxidanții cu adevărat joacă rol important în aspectul nostru fizic, da, exterior, în ceea ce ține de funcție. Da. Deci, Dorina, în primul rând, atunci când organismul nostru ne semnalizează, da, prin starea, zicem, și a părului și starea și a tenului, a pielei, a unghiilor, primul lucru care îl facem noi, atragem atenția la regimul nostru alimentar. Da? Neapărat, da. Da, și produsele pe care noi le consumăm. Apropo, uite aici a venit prima întrebare, deoarece noi vorbim și despre alimentare. Hai să răspundem la prima întrebare și mergem mai departe. Cocktailurile care sunt în cărțile de la Oriflame, cum să le folosim? Natalia nu știe cum, dar vrea foarte mult să afle. Așa, un pic ne abatem de la temă, dar oricum este foarte importantă pentru că este vorba despre proteine. Da, da, eu am aici cutia mea cu wellness shake-ul, fiindcă noi am discutat ultima temă referitor la păr, da? Complexul pentru păr și unghii. Da, și am vorbit cât este de important shake-ul și eu cred că treptat noi ajungem să valorificăm acest produs așa cum merită el de fapt, fiindcă dacă putem vorbi noi despre un produs cu adevărat unic, da, este cocktailul și este urmat de astaxantină. Dacă vorbim despre gama Oriflame, da, este cocktailul. Aceste două produse sunt cu adevărat unice, care ne le oferă producătorul și avem și siguranța calității, da, și toate certificatele în regulă. Fiindcă, de fapt, în alimentația noastră aceste două lipsesc cel mai mult. Dacă vorbim la nivel de vitamine și minerale, încă ne mai cumva noi, nu știu prin ce lumini, oricum nu putem prin alimentație să le asimilăm toate, dar ce ține de aminoacizi cu adevărat este o lipsă foarte mare și acest cocktail îl putem consuma ori în calitate de gustare. Eu de obicei, dacă știu că la ora 11 nu sunt acasă, neapărat am shaker-ul și sticla cu apă și îl consum unde n-aș fi, este foarte comod folosit. Asta îmi oferă acei aminoacizi care rapid se asimilează, energie pentru a-mi continua activitatea și nu a ține cont că mi-e foame sau nu știu ce acolo, dar pot să fiu activă și să mă încadrez în acțiunile pe care le fac atunci la moment. Putem să-l folosim în calitate de cină, dar nu doar pe apă, neapărat este nevoie să facem un cocktail cu adaus de ceva suplimentar. Dacă vorbim de cină, atunci nu sunt fructele, fiindcă noi glucidile știm în regulă până la ora 15 avem dreptul să mâncăm fructe, așa că azi, cine n-a reușit azi să mănânci fructe, puteți să mâncați acum cât ne ascultați live-ul, după va fi prea târziu și putem să-l combinăm cu anumite cereale sau cu brânză, este foarte gustos. Facem alte combinații care ne oferă sau putem consuma supele, care la fel sunt o sursă de proteină vegană. La fel, foarte multe persoane acum sunt cei care optează pentru surse de proteină vegană. Și compania și aici ne vine
în întâmpinare și de fapt omega-3, dar astaxantina, la fel este un produs unic, am spus eu, și doar capsula este din gelatină din pește, în rest este la fel totul vegetal, fiindcă este extras din algi marine și cu adaus de extract de afine. Iarăși, da, afinele sunt acei flavonoizi care dau acea culoare frumoasă la afine, da, care noi știm, diferite pomușoare, fiindcă ele cu adevărat, toate pomușoarele sunt foarte bogate în microelemente, în micronutrienți care avem nevoie și dacă noi vedem fructele cu o culoare intensă, poama la fel are foarte mulți, este la sezon, dar trebuie să fim foarte atenți ce ține de poamă, de cantitatea pe care o consumăm, fiindcă cantitatea de glucoză care se conține în poamă ne dă peste cap tot meniul, fiindcă consumăm un struguri de poamă, trebuie să tăiem din lista de meniu foarte mult, fiindcă el conține mult zahăr și evident că este caloric. Mulțumesc, Dorina, mulțumesc mult de acest răspuns atât de complex și eu sunt sigură că tu ai răspuns la întrebarea care a fost dată. Mai avem aici o întrebare de la Corina. Corina, noi o să răspundem la întrebarea dumneavoastră dacă o să ne rămâne timp, pentru că nu este la tema noastră, dar oricum dacă o să dispunem de timp, neapărat o să vă răspundem și la întrebarea voastră. Dorina, atunci noi când vorbim despre antioxidanți, evident că noi vorbim și despre radicale liberi. Da? Și radicale liberi care deseori este alegerea, sunt rezultatul alegerilor pe care le facem zi de zi, pentru că, spre exemplu, tineretul cu modul lor de viață, stilul lor de viață, trebuie să cunoască, trebuie să știe că și fumatul, da, și, spre exemplu, chiar și expunerea la soare, expunerea la aer poluat, consumul alimentelor prăjite, în ulei, în mult ulei, da, și totodată și, cum am zis, și aerul pe care noi inspirăm, de asemenea, poate aduce, da, la apariția unor, da, situații așa mai complicate, da, cu sănătatea noastră. Și dacă e să vorbim despre alimentare, Dorina, deci nu este necesară o dietă specială, da, pentru ca să oferim organismului nostru și și protecție de radicale liberi totodată și dăm o siguranță sănătății noastre, să ne întărim sistemul imunitar. Cu adevărat, noi prin alegerile pe care le facem zilnic, da, atât alimentare cât și ca stil de viață, primim rezultatul. Da? Cum arătăm azi, este rezultatul alegerilor noastre de ieri, alaltăieri și tot așa mai departe. Ceea ce ține de prinderile tinerilor, evident că atunci când ești tânăr, ești curios să încerci anumite lucruri noi, da? Chiar și același fumat. Sunt adolescenți care așteaptă vârsta de 18 ani să poată sfumeze, da, liniștiți, fără remușcări, dar ar fi foarte bine să fie doar la nivel de curiozitate și apoi să treacă la stilul optim, fiindcă atunci când părinții recomandă un stil sănătos de viață, știu din ce motiv o fac, la fel din experiența pe care o primesc și eu nu cred că este acum cineva care poate să spună că nu știe efectele adverse ale fumatului, da? Nu cred. Și chiar pe pachetul de țigări, atâtea imagini înfricoșătoare chiar sunt groaznice, da? Și oricum fumează. Eu cred că acolo sunt alte lucruri care motivează, este deja mai mult psihologic, sunt anumite momente, dar noi înțelegem că, bine, cel care alege să fumeze, asta e alegerea lui și nici de cum nu-l putem, nu știu, discuta, este o alegere bună sau nu, da, este alegerea lor. Și faptul că nu doar fumatul este o deprindere nocivă pentru corpul nostru, da? Chiar și faptul că avem un stil de viață sedentar, doar stând pe scaun,
La fel este o bătaie de joc față de corpul nostru. Nostru. Fiindcă noi suntem ființe vii care, din punct de vedere genetic, mereu am fost activi. Noi avem câțiva, maxim 20 de ani, de când suntem mai mult pe stilul ăsta sedentar. Dar până acum, chiar și părinții noștri, nu vorbesc de bunei, au avut mereu o muncă unde erau solicitați fizic. Da? Și de aici, din momentul când s-a schimbat nivelul ăsta de activitate fizică, neapărat trebuie să fie schimbări și în stilul de viață și mai ales în stilul alimentar. Fiindcă noi nu ne putem bucura să consumăm un meniu de 2500 de kilocalorii sau 3000, da? Să ne satisfacem toate poftele noastre și să avem un stil de viață sedentar. Evident că o putem face, dar o să avem și un aspect fizic neplăcut. Și nu doar ca aspect fizic, dar și o stare mult mai grea. Și ce ține de alimentație cu adevărat, acum este nu doar un trend, dar este o necesitate de a învăța cum corect să ne alimentăm. Ce înseamnă alimentație echilibrată? De ce am nevoie zilnic să mănânc legume? Fiindcă pentru mulți consumați minim 5 fructe și legume pe zi, dar reclama care este difuzată la televizor, pare o frază lipsită de sens. Dar de fapt rădăcina este foarte lungă și cu adevărat prin aceste 5 fructe legume noi putem să asigurăm măcar un mică parte din vitaminele și mineralele pe care le oferă acele fructe și legume. Și foarte multe ori avem și întrebări referitor la adaosurile alimentare. De ce avem nevoie de ele? Fiindcă dacă bunieii sau părinții n-au consumat, păi totul se ia de la început. Cum au trăit ei? În ce condiții au trăit? Ce grad de poluare a fost a aerului, a solului, a apei? Dacă vorbim de antioxidanți, neapărat trebuie să analizăm și aceste puncte de vedere. Nu putem să luăm doar un fir, ceea ce ne convine nouă. Da? Eu nu fumez, eu nu consum alcool și asta e tot. Nu am nevoie de antioxidanți. Să știți că avem nevoie absolut toți, fiindcă trăim într-un mediu modern, da? Și aerul nu îl putem face separat doar pentru noi. Se ține de ape. La noi situația apelor în Moldova este foarte, foarte dezastruoasă. Da. Exact. Și a solului la fel, cu păreri de rău. Și de foarte multe ori, dacă vorbim despre fructe și legume, calitatea, la fel noi știm când se fac analize, chiar și simple nitrați și nitriți, iarăși cantitatea lor este peste normă de câteva zeci de ori chiar. Și de ce o spun asta? Fiindcă eu am facultate de ecologie și pentru mine tema asta chiar este foarte bine cunoscută. Și este un moment important, fiindcă cu adevărat sănătatea noastră acum este în mâinile noastre și în alegerile pe care le facem zi de zi. De aceea, pentru a opta pentru anumite adaosurile alimentare, este cu adevărat o necesitate. Nu este doar un trend sau, nu știu, că așa mi-a zis Dorina, da? Dar este o necesitate dacă noi dorim să avem o stare de sănătate bună și evident că necesită și anumite investiții. Atât în tot ceea ce facem noi, da? Da, exact. Și tu ai menționat aici așa un moment foarte important, pentru că multe produse, da, au efectul de antioxidant. Adică noi primim prin produse acești antioxidanți, da, naturali, cum s-ar zice, da? Și dar iarăși trebuie să consumăm cu kilogramele, trebuie să consumăm foarte multe produse pentru ca să oferim organismului nostru acea cantitate de antioxidanți care să poată să combată efectul negativ al radicalilor liberi. Și astaxantina, până la urmă, este un antioxidant de ultima generație, adică este considerat de către savanți cel mai puternic până la moment. Un antioxidant cel mai puternic, pentru că el este mult mai eficient, să zicem, și decât și vitamina E, decât și vitamina C.
Și este un adaos alimentar foarte important pentru noi. Da, după cum am spus de la început, cocktailul și astaxantina chiar sunt produse. Ce îmi place foarte mult în catalogele noastre, da? Nu este doar prețul și desenul la produs, dar este descrierea. Și aici vedem toate certificatele, da? Și putem citi foarte simplu, da? Fiindcă ce conține și ce ne oferă nou acel produs și chiar conținutul, da? Avem 3 mg de astaxantină, 50 mg de extract din afine. Asta este extract, nu este afina, nu știu, mestecată și încapsulată, da? Este doar extractul din acei flavonoizi necesari nouă, 12 mg de vitamina C și 1,8 mg de vitamina E într-o singură capsulă și am spus că astea toți sunt extracte naturale și este încapsulată în gelatină de pește. Asta la fel este foarte important că nu este de origine animală, da, capsula, nu conține coloranți sau adaosuri chimici. Totodată el este fără produse modificate genetic. Asta la fel este foarte important, fiindcă nu toți producătorii scriu despre acest moment, dar noi știm că de pe an pe an numărul produselor modificate genetic crește și nu tot timpul cumpărătorul este anunțat. Conține sau nu produsul final componente modificate genetic și evident este creat pentru femei și pentru bărbați. Compania îl recomandă începând cu 16 ani de folosit, dar noi în anumite cazuri l-am folosit și pentru cei de vârstă mai mică și tot timpul au fost efectele foarte bune și am să spun mai spre sfârșit și experiențele pe care le facem noi. Da? Dar oricum noi întotdeauna noi respectăm recomandările experților. Pentru că da. Noi întotdeauna ne conducem recomandărilor experților și dacă să vorbim despre experți, evident că aceasta este echipa condusă de expertul cu renume mondial, Stig Sten, și ar fi bine oricum să avem multă încredere, da, în experții noștri, pentru că, Dorina, ceea ce face fiecare persoană în parte este la propria responsabilitate. Da, 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 corect. Da. Și nici de cum nu poate fi astaxantina, nici de cum noi nu o recomandăm pentru consum zilnic la copiii sub 16 ani, da? Noi ținem cont de recomandările companiei și, de fapt, recomandările companiei vin doar din momentul ce s-au făcut cercetări pe acest eșantion de vârstă, da? Nu din motivul că astaxantina poate fi nocivă sau poate avea efecte adverse, doar nu s-au făcut cercetări pentru vârsta mai mică de. Și compania exact. Nu-și asumă responsabilitatea de a recomanda. În cazul că vor fi cercetări, neapărat vor fi și recomandările de vigoare. Dar până acum, mie îmi place foarte mult ceea ce ține de companie, ce înseamnă siguranță. Neapărat compania mai întâi face studii, experimente, după care vin recomandările și nici de cum nu sunt după ureche, fiindcă foarte multe persoane au anumite dubii din cauza că Oriflame este bine cunoscut ca brand de cosmetică decorativă, parfumerie, îngrijire ten, dar nici de cum ca produse pentru sănătate. Este acest moment, dar aici este un proiect suplimentar în spatele căruia cu adevărat sunt experți în domeniu și expertul principal este Stig Sten. Acum este așa instrument Google care nu necesită să te deplasezi undeva. Am scris doar ceea ce ne interesează, titlul și neapărat găsim și informația despre ceea ce ne interesează pe noi. Multă încredere mi însuflă acest, adică mi inspiră acest produs și faptul că el corespunde standardelor europene. Standardele europene sunt cele mai dure, vreau să spun, în general, cele mai dure din lume. Și pentru ca să faci față acestor standarde, de asemenea, sunt necesare
și investiții suplimentare, nu în ultimul rând. Și chiar este, adică cu mult respect și cu toată încrederea, întotdeauna recomand acest produs, nu numai că și eu singură îl folosesc împreună cu familia, dar și recomand acest produs. De asemenea, Brina, și faptul că produsul acesta are și certificatul GMP, te rog să ne vorbești și despre acest aspect. Da, ce ține de certificatul GMP, au foarte, foarte puține companii acest certificat, fiindcă presupune anumite tehnici de lucru sau tehnologii mult mai înalte și restricții foarte mari în ceea ce ține producerea, da? A însuși fiecare în parte și contează foarte mult, fiindcă dacă noi vorbim despre produsul pe care îl folosim zilnic, cu adevărat avem nevoie să fim siguri ce conține acel produs și ce primim, fiindcă de asta și analizăm să nu fie cu adausuri suplimentare, să nu fie coloranți acolo. Noi chiar și prin alimentele pe care le consumăm, chiar și același iaurt pentru copii, de multe ori conține mai mult colorant decât o capsulă de astaxantin care nu conține deloc. Da. Și noi de multe ori nu înțelegem ce comparăm, da? Fiindcă pentru foarte mulți oameni forma de capsulă presupune medicament sau presupune ceva care la fel are anumite rețineri, da? Dar să analizăm cum sunt ele făcute, noi înțelegem că poate cartoful să fie mai nociv decât uleiul de pește care trece 5 etape de curățare, da? Adică sunt anumite momente, dacă noi le analizăm minuțios, înțelegem că pentru ce noi am ales să adăugăm aceste produse în alimentația noastră zilnică. Evident, și aici clar că deja dacă este să facem o alegere, e sigur că noi alegem mai puțin, dar mai calitativ. Ceea ce ține de alimentarea noastră. Poate mai puține produse, dar mai calitative. Dorina, de asemenea, vreau să te întreb, uite, astaxantina, ce impact are asupra tenului nostru? Pentru că știu că influențează mult și starea tenului. Așa este și este la fel dovedit clinic, că influențează foarte mult, atât cât aspectul fizic, ce ține de luminozitatea tenului, dar și totodată practic 50% din ridurile fine, din liniile fine, dispar, da? Fiindcă antioxidanții oferă această luminozitate. Tot timpul când vorbim despre antioxidanți, ne aducem aminte de coloristica în natură, da? Tot ce este viu colorat are și aspect frumos, da? Exact același lucru se întâmplă și cu corpul nostru. Odată ce avem acei antioxidanți, dar, mă repet, nu doar antioxidanți avem nevoie, da? Este cu adevărat necesar să fie și acea cantitate de proteină, fiindcă proteina la fel oferă și aceeași energie, da? Fiindcă antioxidanții ne oferă și energie, doar că proteina vine ca nivel de structură, da? Proteina este materia de construcție, dar antioxidanții, vitaminele, mineralele sunt acel carcas frumos care dă și aspectul. Și noi nu putem să spunem că avem nevoie doar de siguranța construcției, dar neapărat avem și nevoie să fie și frumos ca aspect. De asta și vorbim mereu despre o alimentație echilibrată care să ne ofere satisfacerea necesităților corpului nostru în toate elementele pe parcursul zilei, fiindcă ele nu au capacitate de asimilare, da? Noi nu suntem cum este Camila, da? Dar e rezerva care a mâncat afine, nu știu, acum un kilogram, ele sunt acum, este sezonul, da? Și eu până la anul în septembrie nu mai mănânc antioxidanți. Păreri de rău, corpul nostru nu este așa construit și de aceea avem nevoie zilnic să oferim acei nutrienți.
Desigur, și tu ai perfectă dreptate și ai menționat corect că chiar dacă vrem să schimbăm ceva, să influențăm și starea tenului, suplimentar la îngrijirea de bază care o avem, da? Îngrijirea complexă de bază, trebuie să privim lucrurile iarăși, tot așa, în complex, pentru că și aceste produse, ele împreună dau și un rezultat cu mult, mult mai, da, mai eficient. Și dacă să vorbim despre astaxantină, noi putem să o procurăm și separat. Vreau să zic, Dorina, că da, folosesc zilnic și Wellness Pack-ul, dar suplimentar mai iau încă o capsulă. Deci Wellness Pack-ul dimineața, de seara mai iau o capsulă de astaxantină plus și omega-3, pentru că face bine. Da, face bine, da, atât și tenului. Da? Asta este pliculețul, da. Cred că l-ați văzut de foarte multe ori la mine în poze. Este pliculeț unde este neapărat astaxantina, da? Și acum este zilnic, folosesc zilnic. Eu seara nu folosesc încă astaxantina suplimentar, dar neapărat am cumpărat-o acum fiind la ofertă, din simplu motiv că atunci când, pe perioada rece a anului, eu simt anumit deranj în gât sau ceva strănut, simt anumite simptome de o viroză sau o răceală simplă, neapărat folosesc acest antioxidant. Astaxantina, plicul dimineață, ca de obicei, plus o capsulă și neapărat seara încă două capsule. Așa urmez trei zile la rând. Și eu sunt sigură, atunci când în corpul meu sunt o cantitate mai mare de antioxidanți, dar mi-am spus că în cazul de răceală se prescrie vitamina C, da, o cantitate mare. Dar eu optez pentru astaxantină, fiindcă el conține și vitamina C și vitamina E și foarte important extractul de afine. Pentru vedere este un efect extraordinar de bun, fiindcă la fiel noi zilnic stăm în telefon, în calculator, ochii noștri în perioada asta cât stăm în aceste tehnici, da, suferă, fiindcă ei depun un efort suplimentar pentru a sta la gradul ăsta de luminozitate. Chiar dacă folosim și ochelari de protecție, oricum este un impact asupra vederii noastre și asta ne asigură și extractul de afine, protecție pentru ochi, dar am spus, în cazul că eu simt anumite devieri care eu știu că nu este ok pentru mine, eu folosesc acest astaxantin suplimentar. Sau dacă, de exemplu, duminicile noi petrecem timpul mereu în aer liber sau știu că am parcurs mai mulți kilometri pe jos, da? Să nu fie acele dureri musculare și acel disconfort a doua zi de stare de oboseală, la fel, înainte de somn, două capsule de astaxantină și eu luni sunt bine mersi. Cei care iubesc chefurile și discotecile până dimineața, la fel puteți consuma astaxantină, fiindcă la fel două capsule, fiindcă chiar și Natalia Grigorean spunea că, de fapt, el diminuează și efectele alcoolului în organism. Așa că, să știți, încă un mic secret, da? Despre efectele pozitive ale astaxantinului. Și ține de alcool, nu mă pot da cu părerea că nu sunt amatoare de a face exces din asta, dar și ține de sport este verificat de câteva ori, așa că vă pot asigura. Cei care încearcă sau încep să meargă la sală pentru a opri acel efect neplăcut de dureri musculare, fiindcă atunci se produce acidul lactic în mușchii noștri, acest antioxidant, de fapt, ajută eliminarea lui mai rapidă din corp. Evident, se recomandă de făcut și cadă cu apă caldă, cu diferite uleiuri relaxante și masajul. Și evident că continuăm, fiindcă foarte mulți încep să meargă la sală, dar din cauza anumitui disconfort sau durerile astea musculare, renunță și ar fi păcat, fiindcă știu cât de greu mergem la sală, da, să începem și cât de ușor renunțăm. De asta ar fi bine să știm anumite secrete care ne-ar putea menține,
da, și susține, fiindcă, de fapt, antioxidanții oferă și o rezistență musculară, nu doar ceea ce ține de durerile musculare, le elimină, da? Dar și o rezistență musculară, și la fel este dovedit științific acest lucru. Și dacă vorbim despre rezistența musculară, evident că ne oferă și o inimă mai sănătoasă, fiindcă noi știm că inima la fel este doar mușchi, da? Și avem acele contracții musculare mult mai bune, fiindcă este mai rezistentă și la efort și la tot. Să știi, Dorina, că și eu împreună cu colegii avem și noi istoria noastră, da, de legată de astaxantină, pentru că noi și anul trecut și câțiva ani la rând participăm la maratoanele care se petrec la noi în Chișinău împreună cu echipa noastră și evident că începem pregătirile cu mult înainte, dar mai mult înainte de maraton, desigur că sunt antrenamente mai intense și când alergăm la Parcul Valea Morilor, câteva cercuri în jurul lacului. Evident că a doua zi simțim acea durere musculară și să știi că primul ajutor pentru noi întotdeauna era astaxantina. Sau chiar la antrenamentele yoga, uneori când mai făceai așa, deci efort întinderi mai mare, evident, da, întinderi, deci de asemenea, adică are așa o gamă largă, să zicem, da, de acest produs, de efecte, da, de efecte. Chiar și vroiam să te întreb, astaxantina, deci în acest pliculeț este așa de o culoare, da, închisă, de unde vine culoarea asta așa închisă? De unde ea a căpătat culoarea, anume așa un bordon închis? Da, după cum am spus, toate fructele, legumele, de fapt, prin culorile astea aprinse, este și nivelul lor de protecție. Asta pentru toți, fiindcă insectele, da, sunt primii dușmani, dacă nu suntem noi cei finali pe care consumăm, da, au anumit restricții sau frică de acele culori, da. Am spus că astaxantina este un produs natural extras din microalge, da, și algele la fel, fiind în apă, au o culoare verde, sănătoasă, dar atunci când devaluri sunt cumva împinse pe mal și sunt luminate de razele solare, acolo se petrec anumite schimbări chimice și acele algi verzi deja au culoare bordo-roșu închis de protecție, da? Și cercetătorii au analizat acest mecanism natural de protecție să vadă ce impact au și asupra corpului uman și au ajuns la concluzia că de fapt este o salvare pentru noi toți, fiindcă este dovedit științific, este de 500 de ori mai puternic ca rezultat decât eu nu țin minte exact, dar pot să mă uit. Eu chiar pe Facebook am postat ieri sau alaltă, ieri nici nu mai țin minte, dar pot să citesc, fiindcă chiar nu am atras tare mare atenție la toate momentele astea, adică câte ori comparativ cu alte extrase. Dar cine a subrie, poate să uite și în Facebook la mine. Dacă nu mă greșesc, decât vitamina E, ceea ce am fixat în memoria mea este că este de mai eficientă de 6.000 de ori decât vitamina C. 6.000 de ori mai eficient decât vitamina M. Și totodată vitamina C se conține în acest complex. Da, și vitamina E la fel. Și vitamina E la fel. Adică este cu mult mai eficient este să luăm o capsulă de vitamina, adică de astaxantină, în favoarea vitaminei C, zicem așa, cu o cantitate mai mare, care este recomandată. Dar pentru vedere, în genere, vitamina E este indicată mereu, vitamina A evitui pentru complexul A evit, este pentru vedere, dar aici având și vitamina E și extractul de afine, este cu adevărat un produs unicat. Eu anul trecut mi-am schimbat permisul de conducere
era din modelul cel vechi mare și l-am făcut pe ăsta mic și am trecut controlul medical și mi-a spus, wow, după pașaport și 98% vedere, foarte bine, da? Și chiar m-a indignat chestia cu pașaportul, adică pașaportul indică vârsta, da? M-a indignat, de ce medicul automat parcă te programează, dacă ai mai mult de 35, automat trebuie să intri într-o categorie care greu te miști sau, sau rău vezi, n-am înțeles care, dar ea s-a mirat, fiindcă cu adevărat ceea ce ține vederea la foarte multe persoane acum este o problemă, fiindcă așa este timpul acum, da? Fiind în foarte multe tehnologii, folosind foarte multe gadgeturi pe parcursul zilei, și asta într-adevăr influențează. Eu cred că aici are un mare factor pozitiv, anume astaxantina, fiindcă eu consum aceste produse în perioada mai îndelungată, din mai mulți ani. Dacă mai înainte consumam o perioadă și mai lăsam anumite oguri, putem să fac o pauză, după care iarăși reveneam. Acum chiar le consum zilnic și chiar recomand mămicilor, dacă ieri a fost 1 septembrie, să începe anul școlar. Știu că nu e tema omega-3, dar omega-3 este produsul meu pe care eu mereu îl recomand tuturor mămicilor pentru a-l procura pentru copiilor, fiindcă este o investiție în starea de sănătate, dar și ca supliment care menține dezvoltarea cognitivă. Și astfel avem și o memorie mult mai bună, astfel rapiditatea, da, proceselor care au loc. Da, noi știm cât de repede se oferă acum test pentru 10 minute, pentru trebuie să fie mereu rapid. Tot pentru oamenii maturi deja, la fel. Noi foarte rar facem un singur lucru pe parcursul zilei, da? Să recunoaștem, mai ales femeile. Bărbații se descurcă cu asta, fac un singur lucru și nu se grăbesc nicăieri. Pentru femeie este mai dificil să faci un singur lucru. Noi de obicei vorbim la telefon, de aici gătim, tăiem ceva la bucătărie, gătim cina sau prânzul și de aici vorbim și cu copilul, da? Noi suntem supra-solicitați. Da, vorbim la telefon cu cineva, dar la calculator lucrăm cu un alt material pe care trebuie să-l redactăm sau repede. Și asta, da, noi fizic rezistăm, dar asta consumă foarte mult energie. Și aici este acel produs care ne oferă acea energie și acea rezistență, nu doar musculară, dar și rezistența sistemului nervos la activitățile supra-solicitante care sunt acum. Sau același condus, da, dacă credeți că faceți un singur lucru. Când conduci în Chișinău, asta în genere e ceva ca la, nu știu, loterie, da, fiindcă, nu știu, foarte puțin respectă toate regulile și toți sunt grăbiți, da, la noi este orașul grăbiților și la fel trebuie să fii foarte atent, în stânga, în dreapta, înainte, ce faci și este, noi poate nu analizăm momentele astea, dar de fapt aceste momente sunt cele care ne îngrelează felul de cum ne simțim epuizați și poate din motivul ăsta foarte mult sâmbătă și duminică aleg doar să doarm. Cu toate că asta oricum nu rezolvă nimic. Da, Verina, așa e perfectă dreptate și plus la toate aceste plusuri pe care, și avantaje pe care le are astaxantina, vreau să menționez că, de asemenea, astaxantina s-a dovedit clinic că ea protejează ADN-ul celulelor viitoarelor mame, viitorilor tați, un factor foarte, foarte important. Și, de asemenea, s-a dovedit clinic că astaxantina are așa un efect antiinflamator, mai ales la sportivi când au anumite leziuni în timpul antrenamentelor. Dar dacă mă înțeles corect, Torina, deci o capsulă de astaxantina este suficientă pentru o zi?
Da. Asta ar fi doza zilnică care noi trebuie să o preluăm. Numai în cazul doza când vrem minimă. Doza minimă. Doza da? Minimă. Da, asta este foarte important. De aceea noi putem să consumăm 2-3 la necesitate. Uh-huh. În cazul că eu știu că n-am depus un efort suplimentar și am o alimentație echilibrată, eu o capsulă deja îmi asigură doza minimă, da? Produsele wellness sunt create pentru persoanele care deja au un stil de viață sănătos, deja știu să se alimenteze echilibrat și el nu rezolvă totul de la sine. Nu putem avea o alimentație bogată în carbohidrați și să consumăm o porție de cocktail și să fim trași prin el. Da? Asta presupune să modificăm anumite deprinderi. De asta, de foarte multe ori, noi creiem acele grupuri sau acele maratoane unde învățăm anumite momente noi, fiindcă, da, aceste produse wellness ne susțin pe noi, dar și noi avem nevoie să susținem piele, fiindcă doar astfel putem să fim siguri și de o asimilație mai bună a acestor produse, fiindcă chiar și din ceea ce mâncăm, corpul nostru doar nu asimilează 100%. Nici de cum, nici din acea carne, nici din acea fructă, nici din legume. El asimilează în dependență de capacitățile corpului. Și cu vârsta, ce spune, metabolismul încetinește sau toate procesele încetinesc, dar de fapt astaxantina este un produs care întinerește corpul și ajută... Așa, putem să-l numim așa și un elixir al tinereții. Da, da, da. Și plus la asta oferă elasticitate corpului. Și elasticitatea asta presupune și gradul de tinerețe a corpului. De ce acum foarte mulți optează pentru bodyflex, pentru yoga, pentru pilates. Nu doar ceea ce ține de cardio sau sport de ăsta mai agresiv, da, mai cu efort fizic mai mare, dar chiar aceste mișcări sau respirația corectă la fel ne oferă efecte pozitive asupra corpului fizic. Îți mulțumesc foarte mult, Dorina, și hai să vedem dacă avem întrebări de la ascultătorii noștri, pentru că vedem că timpul ne presează, ne dorim foarte mult să păstrăm acest video, să putem să revenim la el, pentru că de fiecare dată noi avem spectatori care privesc și în zilele următoare. Și vrem să salvăm acest video, deci dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne le dați. Cu mare drag, Dorina o să răspundă, o să vă răspundem la întrebările voastre. Dacă nu sunt întrebări, Dorina, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că de fiecare dată când vii la efort, de fiecare dată vii cu ceva nou, cu noi, să zicem așa, secrete de ale tale și întotdeauna așa la un pahar de vorbă, să zicem, cu tine întotdeauna, timpul trece atât de rapid că noi nici nu am observat că n-a trecut deja o oră. Îți mulțumim pentru toată informația oferită astăzi nouă și îți dorim și mai departe, continuă să duci această misiune nobilă, să ajuți oamenii din jurul tău, să păstreze sănătatea, să devină și mai sănătoși, dar sunt de acord cu Ina că live-ul a fost foarte interesant și îți mulțumim foarte mult și de asemenea îți dorim succes în afacerea ta pe care o construiești în parteneriat cu compania Oriflame și de OSEB, anume cu produsele Wellness. Mulțumim foarte mult, puteți să o găsiți pe Dorina și pe Instagram și pe Facebook ca ambasador Wellness Oriflame și puteți să oferiți întrebările voastre care vă frământă. Și eu vreau să mulțumesc celor care ne-au urmărit și celor care ne vor urmări și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, e tema care chiar este foarte dragă mie, da? Și cu mare drag voi fi ori de câte ori mă veți invita. Deci, dragii noștri, dacă vreți să aveți un sistem imunitar foarte puternic, astaxantina este acel produs care o să vă ajute să atingeți acest obiectiv. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi și vă așteptăm la live-urile următoare. Da. Toate bune!
La revedere! La revedere!